Chiar acum de la Ninel Danila, antreprenor și patron de restaurant. Bună dimineața și mulțumesc pentru prezență. Bună, doamnă, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Cum vedeți ceea ce se întâmplă în acest moment și ce ar însemna pentru cei care au deschis restaurantele și care funcționează la această oră la capacitate de 30%? Doamnă, povestea aceasta cu îmbracă-te, dezbracă-te deja de vineri ușor ridicolă. Din punctul nostru de vedere, nu se mai poate întâmpla acest lucru. Deja avem foarte mari probleme, foarte mulți antreprenori nu au deschis, iar cei care au deschis au asumat foarte multe riscuri. Noi, la momentul acesta, am început să ne plătim, de exemplu, taxele din perioada iunie-decembrie a anului trecut. De-abia am ajuns să plătesc luna august. Cum își închipuie guvernanții că noi să putem să trecem peste aceste lucruri și cum putem să acoperim aceste cheltuieli odată cu măsurile noi pe care vor să le ia în această perioadă. Pe de altă parte, vreau să vă spun că nu am primit niciun grant. Suntem într-o situație foarte grea. Am așteptat acest ajutor din partea guvernului, el nu a venit, iar în momentul ăsta mi se dă o veste extrem de proastă că s-ar putea să facă un calcul din nou care să ne ducă într-o situație de a închide. Nu putem să acceptăm acest lucru și cred că varianta cea mai câștigătoare în momentul ăsta e nu ca să ieșim în stradă, pentru că atunci când am ieșit în stradă nu am obținut nimic. Nici nu veți mai putea, conform noului mod de calcul, se va limita și numărul persoanelor care vor lua parte la proteste. Păi și atunci eu propun o singură variantă. Haideți să procedăm și noi ca minierii din Valea Jiului, ne baricadăm și noi locațiile noastre, stăm și noi 7 zile fără să închidem și încercăm să ținem deschis și să ne asumăm orice risc. Atenție! Nu, asta nu înseamnă că noi suntem într-o contravenție cu legea și încercăm să fim aroganți și să nu respectăm administrația locală sau guvernamentală. Dimpotrivă, vrem să trăim, vrem să existăm. Este o condiție de existență și cred că o să procedăm și noi ca acei minieri. Vrem și noi să trăim, vrem și noi să existăm. Ajutați-ne și pe noi. Altfel, o să murim și noi la fel ca ei. Știu că sunt foarte multe afaceri care, din păcate, au murit, altele sunt în insolvență și speră la o minune pentru a putea să se redreseze, dar viitorul nu sună deloc bine. Pe de altă parte, ce se întâmplă cu angajații? Plata șomajului tehnic măcar este la zi, pentru că erau la un moment dat și reclamații referitoare la faptul că banii respectivi vin foarte, foarte greu. Da, au întârziat foarte mult. Primul șomaj tehnic pe care l-am primit în prima perioadă când am fost închiși a venit după 7 săptămâni și a fost suma aferentă a perioadei 16 martie, 1 aprilie și a fost o sumă ridicolă de 300 și ceva de lei. La fel și acum, sumele întârzie să vină, angajații ne întreabă. Bine, noi am redeschis, oamenii din șomaj tehnic, cei care erau în șomaj tehnic au început să lucreze din nou și aș vrea să vă spun suma pe care o plătesc eu pe lună pentru taxele pentru salarii. Plătesc în jur de 25.200 de lei pe lună pentru salarii. Deci eu pentru luna august anului trecut am plătit această sumă. Și ați primit în schimb 300 de lei? 300 de lei pentru șomajul tehnic aferent săptămânilor precedente. Pentru angajați. Da, incredibil. Pentru angajați. Mulțumesc foarte mult, domnule Danila. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe și cum va fi afectată din nou industria Horeca, pentru că este cu siguranță sectorul cel mai crunt lovit de această pandemie.